Sau ce crezi? Mihai Pintiliva a plecat de la FCSB? Nu știu nimic. Și nu știu ce să cred. Am auzit acea, am luat-o ca pe o anecdotă, ceea ce a spus Gigi Becali, am luat-o cumva ca pe o anecdotă. Cum vi se pare situația la FCSB în acest moment, domnule Dinu? Gheorghe, au un început de sezon cum n-au mai avut de 9 ani, dacă nu mă înșel. Aș începe cu acest tandem. Pintiliva, Rălambuz, vor rămâne în continuare. Nu, doamna Becali este la îndemână să lucreze cu ei și probabil că vor rămâne în continuare. Nu cred că... Mai cu seamă că echipa aici ne învinsă în campionat. Dar nu e mulțumit de cum este pregătită efectiv echipa. Depinde ce îi se spune. Asta el ia decizii în funcție și de cine e pe acolo și mai spune câte ceva. Și am văzut acum că îl sună Tănase în pauza meciurilor. Ferguson, ce schimbare ai făcut? Și îți dai seama ce... Sigur, e... Eu, caterincă totală, să zic așa, dar mă rog. Eu nu cred că cei doi vor fi schimbați pentru că... Vor mai pune 30 de minute, dacă vrea domnul Becali așa, o să pună pe machia să cronometreze. A început antrenamentul, e gata antrenamentul. Adică, dacă asta e dorința lui, o vor respecta, mă gândesc. N-au interes să fie, intre în contradicție cu el pentru 30 de minute, să mai, niște faze fixe, să mai lucreze, să mai, poată Olaru să aducă mingea peste primul apărător și așa mai departe. Alex, sigur, ai fost jucător, ai fost capitan la FCSB și acum te pregătești pentru a fi antrenor. Cum ți se pare această discuție pe care o întreține Gigi Becali și anume faptul că antrenamentele la FCSB sunt prea scurte? Științific vorbind, meciul durează 90 de minute. Volumul antrenamentelor trebuie să te ducă la meci să joci 90 de minute. Dacă vrei să produci mai mult fotbal, să ai o performanță mai bună, trebuie ca în cadrul celor 90 de minute să joci cu un tempo mai mare, adică să performezi mai multe acțiuni pe minut. Deci în cadrul aceluiași timp de antrenament, dacă vrei să joci mai bine și pentru mai mult timp, la un nivel foarte bun, ar trebui să îmbunătățești numărul de acțiuni în cadrul minutelor de antrenament. Asta e una. În legătură cu faptul că dacă ești obosit, nu mai mergi la femei sau alte discuții, tot științific putem să spunem următorul lucru. Partea creierului care inhibă dorințele, pornirile, se numește creierul, cortexul prefrontal. În momentul în care te antrenezi mai mult și ești mai obosit, cortexul prefrontal este mai obosit și este mai greu să-ți inhibi pornirile. Și cauți mai mult să mergi la femei, să-ți faci tatuaje, să bei alcool, să pierzi nopțile. Cu cât ești mai obosit, cu cât ești mai proaspăt, cortexul prefrontal poate să inhibi pornirile tale. Dar din prima parte a pledoariei tale, înțeleg că ai fi de acord cu Gigi Becali în această chestiune legată nu, de antrenament. Nu, în cadrul aceluiași timp de antrenament trebuie să joci cu un tempo mai mare. Anumită intensitate. Tempo mai mare. Asta este. Jocuri mai rapide să faci ca să crească viteza. Cât crezi că durează în acest moment antrenamentul la FCSB? Nu știu, nu pot să fac. Nu poate dura mult de o jumătate. 90 de minute este antrenamentul maxim. 90 minute e maxim. Ce se poate face? Nu pot juca mai mult decât antrenamentul. Și așa cum se antrenează și maratoniștii, ei nu se antrenează. Cât dureau antrenamentele la FCSB? N-are nicio importanță. Cine face 3 ore de antrenament... Pentru Becali are o importanță nu, majoră. Nu dura mai mult de 90 minute, asta e clar. Are importanță că i-a băgat în cap cineva chestia asta. Cineva i-a spus chestia asta. Nu e gândită. Să-i luăm această capacitate a lui de a emite anumite păreri pe care să le genereze el, adică nu să fie împrumutate de la cineva. Durata antrenamentului, volumul antrenamentului, intensitatea antrenamentului. Nu cred că Nea Gigi s-a gândit vreodată la asta. Nu. Se antrenează prea puțin, sunt prea odihniți, merg la fete. Asta a fost discuția. De asta am preluat-o ca o anecdotă. Da? Deci în cadrul aceluiași volum de antrenament, aceluiași număr de minute care se desfășoară în timpul antrenamentului și putem, dacă vrei, putem să vorbim de o periodizare undeva ziua meciului plus 1, avem undeva la 45-60 minute, un antrenament de recuperare, zi liberă, după care avem 75 minute. Antrenamentul dinaintea jocului, o zi dinaintea jocului, e maxim 70 de minute. Da, e chiar mult. Să faci antrenamentul, că echipa vine la un nivel de oboseală mai mare dacă stă o oră jumătate în teren și dacă... Da, sigur, sunt multe reguli care le știu antrenorii. Ne-a făcut o demonstrație aici. Avem antrenament de fitness 90 minute, apoi avem un antrenament 75 minute și antrenament dinainte de meci 45-60 minute. În general, undeva un volum de 300 de minute de antrenament. Și dacă cumva faci 80 de minute cu 20 înainte de meci,
în ziua dinainte de meci faci mai puțin, undeva la 45 minute. Dacă cumva faci 65 minute cu două zile înainte de meci, pentru că o zi înainte ai avut un antrenament de fitness greu, atunci mai după, în ziua mea prepregătoare meciului, faci undeva la 60 minute. Jucătorii cluburile mari, jucătorii adevărați profesioniști, ce fac înainte și după antrenament contează foarte mult. Perioada de pregătire a antrenamentului, de 30-40 de minute vine jucătorul și se pregătește. Da? După antrenament, unii jucători români rup dușurile și nici n-apucă să încheie la șliț și deja sunt în mașină. Da? Deci și pe asta, după antrenament, iar o jumătate de oră, 45 de minute, în care el trebuie să revină starea de o dezobosire, dacă vrei, la sala de forță, te faci ceva ca să-ți revii la normal, dar în rest, nu. Aș rămâne aici, pentru că, într-adevăr, cele 300 de minute, mai mult sau mai puțin, despre care am discutat, pe săptămână. Se referă la antrenamentul pe teren cu echipa, împreună cu echipa. Corect. Înainte de fiecare antrenament ai o încălzire, fiecare jucător probabil la nivelul la care este FCSB individualizat are anumite exerciții de prevenție în anumite zile, încercarea de reduce riscul de accidentare. În alte zile, după antrenament, în majoritatea zilelor, jucătorii stau la refacere. Asta înseamnă că merg la sală, fac stretching, lucrează cu rola, după care merg la baie de gheață, tot felul de metode de refacere, au diferite dureri, merg la tratament. Nu pleacă după 75 minute, nu despre asta e discuția. Dar aia este individualizat. Crezi că echipa ar fi afectată dacă antrenamentele s-ar lungi, așa cum își dorește patronul echipei? Bineînțeles. În momentul când faci mai mult decât trebuie, cu același tempo, că dacă stai efectiv 30 minute pe teren, nu se întâmplă nimic. Da. Dacă stai și te uiți, da, dacă execuți câteva faze fixe, doar de dragul de a mări antrenamentul cu 30 minute, nu se întâmplă nimic. Dar dacă continui să joci pentru încă 30 de minute... Da, el poate nu se referă la o intensitate foarte mare în prelungirea antrenamentului, ci la ideea de repetiție. Repetând cât mai mult anumite lucruri, acelea îți vor ieși mai bine. Da, dar repeți 90 de minute, alea repeți. Vrei, da, exact. Vrei să repeți lucrurile când ești proaspăt, pentru că vrei să le faci mai bine. Și în momentul în care tu astăzi faci 30 minute în plus, ești cu o doză de oboseală mai mare. E finalul antrenamentului. Și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și starea asta de oboseală se acumulează în timp și la un moment dat echipa joacă prost. Și spui, echipa nu e pregătită. Nu, echipa nu este proaspătă. Și asta e marea problemă a fotbalului românesc, pentru că jucătorii noștri nu sunt nepregătiți. Jucătorii noștri nu sunt niciodată proaspeți. Și vă pot spune că niciodată nu m-am antrenat sau am jucat proaspăt vreodată în perioada de pregătire. Și eu, ca jucător, vreau să-i arăt antrenorului cât de bun sunt eu. Dar vreau să-i arăt cât de bun sunt eu când pot să joc la 100%. Nu vreau să-i arăt cât de bun sunt eu când... Ca punctaj este 51 Becali. Jocul însă are probleme în continuare, jocul. Și aseară ia și o echipă de modestă, dar și aseară ia și la un moment dat puteau profita. A fost niște erori, de exemplu, la golul Iașiului, acolo în partea stângă nu era nimeni, era un câmp deschis. Echipa stă rău în teren. Mă așteam pe Chiricheș venind să, cumva, fază defensivă, să jocul fie mai bine organizat. Da? El probabil până și cunoaște colegii, până vede ce poate fiecare. Au avut și probleme, jucători și accidentați, a plecat și Ejuma a plecat. Acum văd că Djokovic a adunat puțin supărat, ținut pe bancă prima repriză. Nu e în regulă. Tavi Popescu la fel schimbat la pauză. N-a fost de mult schimbat la pauză. De câte ori a fost titular, a dus-o 70 de minute, 75, acolo la pauză s-a supărat și l-a schimbat. Aici Ferguson a intervenit și a luat decizia imediat la pauză. Da. De regulă, Gigi Becali este cel care găsește... Și nu, în ultima emisiune aici, ați aminte? Eu i-am spus că, domne, nu poate juca decât foarte bine în stânga acolo. Atunci să stea, să aștepte. Da, să aștepte transferul lui Florinel Coman și atunci va juca în stânga. Alex, cât de mult crezi că afectează echipa aceste plecări ale lui Ejuma, Cordea și Valentin Gheorghe? Păi, aș începe cu Valentin Gheorghe. El a fost deja împrumutat. Nu cred că va fi o influență foarte mare. Din punct de vedere ofensiv, Ejuma era un jucător important, mai ales pentru că marca goluri și în două sau trei situații pe repriză crea oportunități. În schimb, nu avea un aport la faza defensivă și au suferit din acest motiv în sezonul trecut, pentru că jucau și cu Olar și cu Ejuma, care nu se repleau și șut era mai mult singur. Acum, cu Ovidiu Popescu în ultimii meciuri, pentru că marele probleme al celor FCSB în meciul cu danezii au fost în partea dreaptă unde a jucat Djokovic și la faza golului, la faza primului gol, la penalti,
cred că au fost 3 sau 4 secunde în care e o situație clară de 3 contra 2 și Djokovic nu vine să creeze 3 contra 3, asta e clar. Ovidiu Popescu în partea el altă a jucat foarte bine. Aseară problemele au venit mai mult în stânga, pentru că aici a jucat Olaru și de multe ori s-au transferat într-un 4-4-2 și acolo joacă Olaru și Coman mai mult. Ovidiu a jucat mai mult în partea cealaltă și în partea cealaltă nu au avut foarte multe probleme. Deci prezența lui Ovidiu Popescu e... E clar acum, e clar, da, în primul 11, da. Da, e clar. Djokovic e un jucător important, un jucător care, în primul rând, are o atitudine care nu permite adversarilor să îi calce pe nervi. Îl putem observa tot timpul, este cel care, și așa era și la CFR Cluj. Are o superioritate, așa, da? Vrea să afișeze, da, o superioritate în permanență. Dar asta ține, în general ține, da, în general ține. E un jucător care pasează foarte bine mingea, mai ales în diagonală, apare la finalizare. În schimb, în momentul ăsta are probleme la repliere și are probleme în a se apăra. Și pentru că joacă foarte mult în locul unui fundaș lateral când echipa construiește, în momentul când mingea se joacă lung, el trebuie să ajungă pe mingea a doua. Până ajunge pe mingea a doua și mingea vine înapoi, el trebuie să replieze. Și are ceva probleme, acolo e nevoie de un suflu mai bun, pe care el în momentul ăsta nu-l are. Nu știu dacă motivul este vârsta sau motivul este că e încă... În continuare ne-ai pregătit, pentru că abia ce a început sezonul, asta vom vedea pe parcurs. O mare avantaj acum, vor juca la săptămână, da, ei și acum sunt poate și încărcat, tu știi foarte bine. Jucând, da, la 7 zile, poți să mai, câțiva jucători, poți să-i chem separat, să faci o pregătire cu ei, în măsoară ce potențialul la momentul ăla. Nu, dar echipa oricum va progresa, poți să-i antrenezi când se joacă la 7 zile, da, asta e clar. Ba mai mult, s-ar putea ca la Djokovic să vadă faptul că a jucat din 3 în 3 zile și având o oarecare vârstă, să nu fi fost refăcut complet. Și asta să pară nepregătit, de fapt să aibă o lipsă de prospețime. Asta vom vedea în momentul când se va juca la 7 zile. Ceea ce este cert, în zona în care joacă Ovidiu Popescu, din punct de vedere defensiv, nu sunt aproape deloc probleme. Sau nu sunt probleme. El poate juca și fundaș dreapta, fără nicio